Întrebarea zilei. Emisiunea care pune punctul sub semnul întrebării. Bună ziua, dragi telespectatori. Astăzi avem o ediție specială pentru că avem o situație specială în Piatra Neamț. Ninge de azi noapte și suntem împreună cu domnul primar Dragoș Chitic al orașului Piatra Neamț să stăm de vorbă ce fac autoritățile să ne ajute. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit! Ninge de azi noapte. Am văzut că străzile mari sunt deja dezăpezite, în mare parte se circulă foarte bine. O mică problemă cu apa care se adună pe aici, pe acolo, dar e bine. Ce facem cu străduțele lăturalnice? Da, e o situație deosebită. O ninsoare la a doua parte a lunii aprilie e mai puțin prezentă și mai puțin dorită, aș spune eu, mai ales că a prins vegetația pornită, copaci înfloriți. Dar asta nu înseamnă că nu suntem pregătiți să intervenim în orice moment, pentru că noi considerăm chiar o situație de urgență și atunci am acționat ca atare. Mai exact, chiar în cursul zilei de ieri, am discutat cu societatea Publiser, cea care în situații de urgență are dreptul să intervină pentru dezăpezire, și au pregătit echipe care au intervenit încă de la două noapte, atunci când a început să ningă abundent în Piatra Neamț, cu 7 utilaje, prevăzute cu cupă pentru îndepărtarea zăpezii, respectiv cu sărăriță pentru prăștire de material antiderapant. A nins destul de consistent, o zăpadă apoasă, o zăpadă grea. S-a intervenit într-o ordine de priorități, așa cum avem noi stabilită, începând cu bulevardele principale, sensurile giratorii și podurile, și în urgența 2, străduțele secundare, străduțele laterale. Este evident că în condițiile ninsorii abundente care a fost și încă mai este, este dificil să poți acoperi tot orașul într-un timp foarte scurt, dar totuși dimineață în Piatra Neamț erau condiții de a se circula în condiții de iarnă decente, aș spune eu, și la această oră când vorbim, se circulă în condiții decente, dar în condiții de iarnă. Ați spus că este o ninsoare foarte grea, este o ninsoare foasă. Am, în drum spre dumneavoastră, spre primărie, am văzut mai mulți copaci căzuți. Ce facem? Vreau să vă spun că încă de la prima ora dimineții am convocat aici la sediul primăriei un comandament de iarnă. L-am considerat util, ținând cont de evoluția vremii pentru această perioadă și de avertizarea meteorologică pe care o avem. Și am stabilit acțiuni concrete pentru fiecare societate, respectiv serviciu al primăriei, inclusiv pentru zona de copaci. Pentru copaci, prin societatea Urban, sunt deja echipe pe teren care identifică copacii sau crenzile care au fost căzute și intervin pentru îndepărtarea lor. Fenomenul ciudat este că din cauza zăpezii foarte grele, la zăpezii apoase și faptul că mare parte din copaci au fost prinși în vegetație, în frunzele crescute, riscul de rupere a crengilor este foarte mare, fenomen care s-a și produs așa cum foarte bine ați observat. Suntem prezenți pe teren, mai mult decât atât, am pus la dispoziție câteva numere de telefon unde cetățenii pot apela să ne sesizeze și probleme de acest gen. Ce am mai stabilit dimineața în cadrul comandamentului, ca poliția locală să scoată pe stradă tot ce înseamnă patrulă și pedestră și cu mașinile pe care le-au în dotare, pentru a identifica exact zonele unde sunt probleme deosebite, transmiterea problemelor către cei responsabili să le rezolve și urmărirea rezolvării acestor probleme. Ați pomenit de poliția locală. Pot ajuta și la dirijarea traficului în cazul în care sunt probleme? Sigur că da, au și o echipă specializată pe zona rutieră. Lucrăm bine aici și cu poliția rutieră din cadrul poliției municipiului. Practic suntem cu tot ceea ce înseamnă mijloace ale autorităților publice prezenți pe teren pentru a depăși cu bine această perioadă de două zile de fenomene meteo deosebite. Acum am vrea să revenim puțin la problema cu zăpada. Când se va termina, vor face față canalizările din oraș pentru evacuarea apei? Așa cum mi s-a demonstrat și în alte perioade cu precipitații abundente, canalizarea orașului rezistă de obicei.
Așa cum sunt anunțate acum cantitățile de precipitații, eu sunt convins că nu vor fi probleme, mai ales că avem și o preocupare permanentă în a întreține această canalizare pluvială, în a o curăța. De regulă, problemele apar în zonele de la baza versanților, cum ar fi zona Vâlnei, sau apar în zonele în care orașul este traversat de cursuri de apă datorită acumulărilor din amonte, din zona montană în principal. Poliția locală are această sarcină de a monitoriza și aceste zone și până la această oră când noi vorbim nu sunt situații deosebite din acest punct de vedere și eu estimez că nici nu vor fi, pentru că în zona de munte, acolo unde se strâng cantitățile mari de apă, precipitațiile sunt în formă de ninsoare și atunci topirea va fi progresivă și nu va fi creat acest fenomen. Aș vrea să mai accentuez un pic despre comandamentul de iarnă pe care l-am făcut dimineață, pentru că sunt foarte mulți factori implicați în această acțiune, pe lângă PubliServ, pe partea de dezăpezire mecanizată și chiar și manuală și împrăștiere de material de derapant. Chiar am văzut oamenii de la PubliServ acum de la lopată. Da. E și societatea Salubritas, care are 20 de oameni la dispoziție, intervenind în principal în zona treptelor, în zona trotuarelor. Societatea Urban, așa cum spuneam, pe partea de arbori, crengi căzute, am contactat telefonic de dimineață toți furnizorii de utilități care dețin cabluri pentru a-și verifica situația acestora, că avem semnale de cabluri care au fost căzute și aici. Chiar pe calea Romanului, aici urmă ca să vă zic că erau căzute, dar am văzut că cineva le-a ridicat deja. Deci, ai noștri sau ai lor? Nu, ai lor le-au ridicat, pentru că noi le sesizăm și le-am stabilit să aibă echipe care să intervină imediat. Pe lângă furnizorii de electricitate, sunt și furnizorii de servicii prin cablu, cum ar fi televiziunea sau internetul, și ei au aceste probleme și atunci au fost somați ca să intervină în regim de urgență. Am mobilizat inclusiv bioul pentru managementul stațiilor de urgență din cadrul primăriei. Este un dispecerat non-stop pus la dispoziție. Am comunicat public 3 numere de telefon la care cetățenii pot apela în funcție de situația pe care o au. Deja se culeg informații din teritoriu și în paralel se intervine. Pentru că sunt anunțate precipitații până vineri la prânz. Practic vorbim de 2 zile și 2 nopți cu situații deosebite. Suntem pregătiți să facem față. Am solicitat tuturor să lucreze într-un program prelungit, urmând să recupereze orele suplimentare în perioada ulterioară, atunci când vremea se îmbunătățește. Eu cred că vom traversa cu bine această situație, dar, repet, este o situație mai puțin întâlnită și aș face un apel și către cetățeni. Au niște obligații. Prima ar fi să-și curețe zăpada din fața proprietăților, inclusiv agenții economici, și a doua să fie atenți cum circulă dotarea mașinilor, cauciucul de iarnă și, mai mult de atât, foarte atenți la căderile de zăpadă de pe acoperișurile imobilelor. Chiar aici vreau să ajungem la șoferii de pe străzi. 99% dintre ei deja au trecut la cauciucurile de vară, cel mai probabil înainte de Paște. Îi ajutăm cu echipaje de la rutieră pe stradă? Da, e de preferat totuși că în această perioadă să mai lăsăm mașinile acasă, să folosim mijloacele de transport în comun, doar dacă este urgență și nu avem altă posibilitate să folosim mașina. E avantajos pentru toată lumea. Și traficul este mai lejer și totodată nu riscăm să avem probleme legate de cauciucuri sau alte probleme în trafic. Am discutat inclusiv cu o asociație de dezvoltare Urtrans, cea care gestionează transportul public de persoane, pentru a se asigura că sunt mijloace de transport suficiente, astfel încât călătorii să poată folosi aceste mijloace de transport, măcar acum în această perioadă. Aveți informații dacă au fost suplimentate mijloacele de transport în comun sau au rămas aceleași? Nu au fost suplimentate, dar nici nu au fost semnale de aglomerație sau de mai multe solicitări decât mijloacele sunt stabilite a fi prezente pe trasă. În cazul în care mâine va fi nevoie, a doua zi de ninsori, putem apela la dumneavoastră pentru o mică suplimentare? Da, se poate face acest lucru, pentru că practic fiecare firmă care are contract de transport public are obligația să asigure și un număr suplimentar de mijloace de transport la care se apelează exact în situații de acest gen. Ne vă mulțumim astăzi pentru ediția specială. Ne vom revedea, sperăm, fără ninsori, vara, să zicem.
și ne vedem mâine cu o altă întrebare a zilei. Întrebarea zilei. Emisiunea care pune punctul sub semnul întrebării.